Salut și bine te-am găsit pe tutorialevideo.info. În tutorialul video de astăzi am să vorbesc în continuare despre Windows 8.1 Enterprise și astăzi am să-ți arăt cum creez un stick USB bootabil cu Windows 8.1 Enterprise care este valabil 90 de zile după instalare. V-am spus într-un tutorial video anterior despre lansarea oficială pe care a făcut-o cei de la Microsoft, adică Windows 8.1, iar pe lângă Windows 8.1 au lansat și Windows 8.1 Enterprise, pe care ni-l oferă în mod gratuit timp de 90 de zile, adică ca o perioadă de trial. Eu am să mă folosesc de tool-ul Windows 7 USB DVD Download Tool. Am să vă postez un link deasupra acestui tutorial să descărcați și voi acest fișier. Voi face acest stick USB bootabil, după care am să vă arăt exact cum se instalează Windows-ul, nu printr-o imagine VMware, ci vom face o instalare propriu-zisă pe un alt calculator. Ok, pentru început deschidem acest tool. Ne asigurăm că avem stick-ul conectat. Vedeți că a ocupat undeva la 3 giga, 2 giga jumate. Deci puteți să faceți acest lucru și cu un stick de 4 giga. Ok, selectăm sursa, adică acea imagine ISO pe care am, pentru care tot așa am să vă pun un link de download sau am să vă dau linkul către tutorialul în care am arătat exact de unde se descarcă de pe website-ul microsoft.com acest Windows 8.1 Enterprise și puteți să descărcați și voi. Bun, acum dăm click pe Next. Selectăm aici USB device sau DVD. În cazul în care aveți un DVD, puteți să-l puneți pe DVD. Noi avem un stick USB, deci vom selecta USB device. Bun, și aici avem două partiții. F este... Haideți să vă și arăt. Da? F este DVD-ul, adică CD-ROM-ul nostru, și G este stick-ul pe care îl vedeți aici, da? G. Ok, și acum dăm click pe Begin Copy. Acum ne întreabă dacă dorim să ștergem tot conținutul de pe stick-ul pe care îl avem. Și eu dau click Erase USB Device. Din nou, yes. Acum se formatează procesul de copiere a acestui aceste imagini cu Windows 8.1 Enterprise va dura undeva la 10-15 minute, depinde de viteza stick-ului vostru. Eu am să pun tutorialul pe pauză aici și vom relua tutorialul când pornesc calculatorul pentru prima dată, ca să încep direct cu bootarea. Ok, vedeți că s-a terminat copierea pe fișierilor pe stick-ul nostru USB. Acum ce trebuie să faceți este să dați restart la calculator și să butați de pe stick-ul USB. Am să vă arăt cum se face acest lucru în următoarele secunde. Ok, aceasta este continuarea pentru instalarea Windows 8.1. Am să pornesc calculatorul. Eu ca să intru în boot, trebuie să apăs F11. Și acum ne întreabă, please select boot device. Am apăsat rapid pentru că altfel buta automat de pe hard disk. În cazul vostru, se poate să trebuiască să apăsați F2 sau F12, acum depinde de la versiunea de BIOS, În cazul în care sare peste această mică butare sau în cazul când apăsați F11 sau F12 nu intră la acest meniu de butare, atunci puteți să intrați în BIOS și să selectați prima unitate de butare ca stick-ul vostru USB. Eu am să selectez acum USB Kingston Data Traveler pentru că este stick-ul pe care am instalat mai devreme
Windows 8.1 și am să dau Enter. În momentul de față se citește de pe stică fișierele și vedeți că deja ne-a apărut imaginea cu Windows 8. Adică imaginea de la Windows 8. Oricum, această instalare ar trebui să decurgă mult mai rapid pentru că această unitate are 4 GB de RAM și un procesor quad-core. Totul depinde și acum de viteza stick-ului vostru. Așteptăm să pornească. Vreau să vă prezint acest lucru, tocmai ca să vedeți exact cum faceți și cu partițiile. Da, avem aici Windows 8 Setup. Avem, să vă filmez mai de aproape, să se vadă, engleză, da, limba de instalare. Ok. Și dăm click pe Next. Și acum dăm din nou click pe Install Now. Ok, aici bifăm că suntem de acord cu termenii și cu condițiile, dăm click pe Next. Și aici avem două opțiuni. Upgrade, Install Windows and Keep File Settings. Eu pot să selectez și acest lucru pentru că am un Windows 7 pe 64 de biți, dar doresc să instalez o copie nouă și dau click pe Custom. Bun, după cum vedeți avem două partiții. Avem partiția de 293 de giga care nu este o partiție, ci a fost ștearsă. Putem să creăm oricând dorim o partiție nouă și avem partiția 1 care este de 172 de giga, din care sunt disponibile 136 și partiția este o partiție de tip NTFS pe care este instalată sistemul și apare în partea dreaptă sistem. Da? Ce facem noi acum? În cazul în care dăm delete, putem face o partiție nouă. Vom pierde toate datele, să aveți foarte mare grijă, pentru că în cazul în care dați delete, pierdeți datele pe care le-ați avut pe calculator sau pe acea partiție. Sau puteți da format. Și dacă dați format, tot o să pierdeți toate datele. Deci, vă sugerez de la început să vă copiați în partiția numărul 2, cum ar veni. Haideți să creez această partiție să se și vadă bine, da? Vedem a doua partiție, care este de 293 de giga, vor fi fișierele, adică partiția D. Partiția 1 este partiția C. Și acum eu am să-i dau click pe Delete, pentru că se mișcă mult mai rapid dacă dau click pe Delete și fac o partiție nouă. Durează destul de mult formatul la o partiție de 172 de giga și vedeți că în mod automat Windows 8.1 ne-a creat o partiție pentru sistem, adică cei 350 de mega, unde își va stoca fișierele de care are nevoie în cazul unor erori sau în cazul unor restarturi repetate și Windows-ul nostru are nevoie de o reparație. Ok, noi alegem acum partiția de 172 de giga pe care să instalăm Windows-ul. Puteți să instalați Windows-ul pe orice partiție, doar trebuie să o selectați. Da? Se vede mai cu albastru partiția pe care am selectat-o. Ok, acum mai dăm click pe Next și așteptăm să înceapă copierea fișierelor. Cum am spus și de la început, instalarea de pe un stick USB merge destul de rapid pentru că viteza de transfer este mult mai mare decât de pe un DVD. Ok, după cum vedeți s-a terminat copierea propriu-zisă. A durat doar câteva minute și acum avem prima restartare. Am să las să vedeți cum decurg toate lucrurile, tocmai să puteți să faceți și voi la fel în cazul în care faceți această instalare. Da, vedeți, aceasta este prima pornire.
se mișcă oricum mult mai rapid decât cum s-a mișcat pe virtualizarea pe care am creat-o ieri când am instalat pentru prima dată Windows 8.1 Enterprise. Ok, acum trebuie să scriem numele calculatorului nostru. Da, nu se vede foarte bine, însă eu am scris tutoriale. Da, aici selectăm Use Express Settings. Numele da, acum se vede. Trec tutoriale și dau click pe finish. Dacă doriți, puteți să vă setați o parolă chiar de acum. Da, scriu tutoriale 2 pentru că tutoriale este numele calculatorului. Acum termin setările pe care le-am introdus. Ne salută. Imediat ne anunță de faptul da, că face anumite setări pentru noi. Da, acum ne anunță că instalează aplicațiile de care avem nevoie. Undeva într-un timp de 15 minute puteți avea noul Windows instalat pe calculatorul vostru. Da, după cum vedeți, a și pornit. Acesta este desktop-ul. Și aici jos am să vă filmez Windows 8.1 Enterprise Evolution. Ok, atât despre cum se instalează Windows 8.1 Enterprise Evolution. Da, vedeți că acesta este sistemul pe care l-am instalat pe 32 de biți. În cazul în care aveți alte întrebări, alte comentarii, nu ezitați să ne contactați. Îmi pare rău pentru tremuratul camerei, dar vom rezolva această problemă pe viitor. La revedere!